Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii, 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii și au îmbogățit cunoașterea universală. Omul zilei de astăzi este Marcel Janco, pictor, arhitect și eseist, originar din România, stabilit ulterior în Israel. Încă din anii liceului, Marcel Janco participa împreună cu Tristan Tzara și Ion Vinea la realizarea revistei Simbol în anul 1912. 5 ani mai târziu, era absolvent al Academiei de Arhitectură din Zurich, oraș în care, împreună cu Tristan Tzara, pusese la cale dadaismul la celebrul Cabaret Voltaire. Făcuse măști, afișe, ilustrații și eseuri despre avangardă. Fusese un june artist european dornic să vadă sensul artei schimbat și să fie el cel care să provoace schimbarea. Anterior luase la București lecții de desen cu pictorul Iosif Visser și aici a folosit mult experiența de grafician căpătată la revista Simbol. În 1919 era deja la Basel și fonda grupul Artiștii Radicali împreună cu Hans Arp și Alberto Giacometti, respingând individualismul în artă și optând pentru misiunea socială a acesteia. În 1920-1922 participa direct la facerea modernității la Paris, însă nu a fost de acord să anexeze dadaismul la suprarealism. După revenirea în România, este un avangardist neobosit al grupului de la Contemporanul, condus de poetul Ion Vinea. Janco devine arhitect al modernității urbanistice și crede sincer că arhitectura se va reapropia de pictură datorită artei moderne. În 15 ani proiectează peste 40 de clădiri, mai ales locuințe, consacrându-se ca arhitect, după ce devenise un pictor recunoscut. Stăpânește biroul de studii moderne împreună cu fratele său și din această poziție proiectează primele case moderne ale Bucureștiului, influențat de cubism și constructivism. Ridică vile moderne cu arhitectura funcționalistă, renunță la simetrie și ornamente, aduce fațada simplă și acoperișul terasă, acoperișul în pantă și fereastra hublou. Vila Fuchs din strada Negustori, construită pentru un mare negustor de vinuri, este prima imagine, în 1927, a orașului visat de Marcel Janco. Au urmat multe clădiri, precum imobilul Herman Janco din strada Trinității, unde el însuși a locuit o vreme, imobilul Bazaltin sau Casa Iuster. Pereți de sticlă și uși glisante, linie discontinuă și pereți pictați care se dă efectul de colaj. Arhitectura era reinventată, cum arhitectul însuși scria în Contemporanul, pericolul care amenință de a șterge arhitectura dintre artele vii, pare înlăturat prin imboldul novator al plasticii moderne și, mai important, confortul nou nu plătește niciun tribut bogăției. În anul 1941, Marcel Janco se stabilește în Palestina. După înființarea statului Israel, se afirmă ca profesor și animator al vieții culturale. Organizează grupul Orizonturi Noi și o societate de creație artistică la Ein Hod în 1953. Participă în 1952 la Bienala din Veneția. Îl preocupă relațiile dintre formă și culoare în mediul ambiental. Începută în România, seria sa de reliefuri policrome și de picturi în ulei continuă în Israel, iar problemele de construcție sunt rezolvate prin spiritul său raționalist. Cu câteva zile înainte de a împlini 89 de ani, la 21 aprilie 1984, se stingea la Tel Aviv un artist cunoscut sub numele de Marcel Janco, aflat acolo din 1941, când legea antievrească începuse să se aplice din ce în ce mai strict în România. Pe Marcel Janco, de fapt Marcel Janco, îl găsim în orice istorie a artei moderne ca inițiator al dadaismului, împreună cu românul Tristan Tzara, ca promotor al avangardei și ca arhitect care a conceput primele locuințe moderne din București în intervalul 1925-1935. Cu alte cuvinte, îl găsim ca pion principal din istoria modernității românești și europene, cunoscut ca atare oricărui amator de artă. Puțin știu că multe clădiri ale Bucureștiului de altădată, aflate încă în stare foarte bună, sunt opera lui Marcel Janco. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, v-am prezentat astăzi o parte din activitatea arhitectului, eseist, vizionar Marcel Janco, în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Acesta nu e un clasament, iar lista rămâne deschisă. Așteptăm propunerile dumneavoastră pe site-ul eualegromania.ro. Radio România Regional vă invită mâine să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.